Salutare frumoșilor! Astăzi o să discutăm despre linii de venit. Ce înseamnă ele, practic? Gândește că ai un singur salariu de început, da? Este o singură linie de venit. Dacă nu mai faci bani din altă parte, ai una singură. Și ești în pericol, ești vulnerabil. Poate nu ai nici măcar una. Hai să vedem ce trebuie să faci ca să începi să-ți creezi mai multe linii de venit. Numărul 1. Ce știi să faci? Dacă răspunsul este nimic, trebuie să înveți. Apucă-te să înveți skill-uri noi, apucă-te să muncești, livrează la Glovo, livrează la Foodpanda, fă Uber, fă ce poți tu să faci în momentul ăsta ca să câștigi niște bani. Ce poți să faci în momentul ăsta? Ce știi să faci? Dacă nu știi să faci, pune mâna și învață să faci website-uri, grafică, design, fă Uber, fă Glovo. Poate ai și un job, poate să fie part-time, poate să fie la 2 ore, poate să fie la 8 ore. Ideea e să faci ceva, să produci bani. Orice. Ai nevoie să începi într-un singur loc prima dată. Nu contează care este. Nu te mai gândi că nu mi se potrivește, du-te și fă bani. Să faci bani ți se potrivește. Apoi, focusează-te pe imaginea ta și pe relații cu ceilalți oameni. Învață să vorbești cu ei mai bine. Citește, dezvoltă-te. Ia cărți de dezvoltare personală, ia cărți de educație financiară. Oriunde ai lucra, ai clienți. Cu clienții aia trebuie să stai de vorbă cât mai bine, cât mai frumos, fii cât mai respectuos, ajută-i cât mai mult, fii mai înțelegător. Eu înainte când citeam o carte de dezvoltare personală și de psihologie, mă duceam și aplicam pe apropiați, prieteni, familie, vedeam gesturi, vedeam cum puteam să fiu mai înțelegător, cum puteam să-i ajut mai mult. Trebuie să faci tu cu orice client ai sau inclusiv necunoscuți, nu contează. Când munceam în bar, la fel, încercam să vorbesc cât mai respectuos cu ei, să-i întreb de viață, să-i întreb de un feedback, să văd, le plac produsele, nu le plac produsele, ce pot să schimb să fac mai bine. Să le recomand mai multe chestii, să mă ofer să le refac produsul dacă nu erau mulțumiți. Inclusiv în social media, în prezent, mă uit la clipurile din urmă, băi, pot să vorbesc mai coerent? Mai rar, fără pauze, mai interesant, mai distractiv, mai educativ, pot să dau mai multă valoare decât o făceam înainte și mă focusez pe asta. Și chestiile astea nu se întâmplă de-a doua zi, mi-au luat 4 ani ca să ajung aici și făceam asta în fiecare zi. Numărul 2. Începe să construiești de la zero. Cu toții plecăm de la zero, followeri de la zero, cunoștințe de la zero, barat total. Ce meserie începe cu nu știu nimic și după aia învăț. Mersul pe bicicletă începe cu primele căzături. Carnetul de conducere îl iei de-abia după ce înveți și dai orașul. Nu se întâmplă nimic a doua zi. Așa că fiind vorba de munca ta, în orice te-ai băgat, sau în social media, poate nu e social media de tine, deși e o greșeală să zici chestia asta, măcar la muncă la tine, care sunt clienții tăi, care sunt colegii tăi, învață să faci lucrurile mai bine și să-i ajuți mai mult, să le oferi mai mult. Așa vei ajunge să fii cunoscut și apreciat în domeniul tău de activitate, nu contează care este, orice meserie ar fi. Focusează-te pe colectiv, pe clienți și pe colegii tăi. Pentru că așa, atunci când fiecare dintre ei are o problemă, ghici unde o să vină și la cine o să apeleze ca să ceară ajutor. Și când cineva ajunge să vină la tine special pentru că știu că poți să-i ajuți, atunci ai câștigat. Apoi, începe să mărești baza celor care te cunosc, nu cei pe care îi cunoști tu. Fie că sunt followeri, fie că sunt oamenii de lângă tine, fie că sunt clienții, trebuie să încerci să atingi mai multe persoane. Și primul pas a fost cel în care dădeai mai multă valoare către cei care te cunoșteau deja. Ei vor spune la rândul lor, uite mă, ăla știe să facă aia și e bun asta. Apoi, persoane noi, vorbești cu ele, înveți să vorbești mai bine cu ele. Înveți să le aduci valoare, înveți să-i ajuți. De exemplu, ești livrator la Glovo. La orice client care ajungi, trebuie să fii respectuos, trebuie să zâmbești, trebuie să dai bună ziua. Poți să-l întrebi ce mai face, cum se descurcă în perioada asta destul de nasoală. Apucă-te să înveți marketing, vânzări, copywriting, practic interacțiunea umană, fără ca tu să mai fii prezent acolo, ceva scalabil, exact cum fac eu acum, fac un clip, îl postez și foarte multă lume o să vadă. Nu trebuie să stau cu fiecare în parte să vorbesc aceleași chestii. La mine pe website, pe notoriu.com, la secțiunea Investește cu mine, ai niște linkuri care te duc la cursuri de copywriting, curs de dropshipping, curs de Amazon, multilevel marketing, care poți să intri să înveți, să faci și bani, dar să și înveți pe termen lung ce ai de făcut ca să faci mai mulți bani. Plus cărți de dezvoltare personală, neapărat, am citit o grămadă de cărți de genul ăsta, Kiyosaki, Tony Robbins, Dale Carnegie, Napoleon Hill și inclusiv romane, pur și simplu să mă documentez, să-mi hrănesc mintea ca să poată să crească. Hai să vorbim despre linii de venit. Primul și în primul rând, la noi în țară o să prindă foarte mare amploare marketingul afiliat. Există un produs undeva și un producător, iar producătorul ăsta nu are acces la o anumită piață sau o nișă de piață. Aici și intră în rol afiliații. Hai să luăm exemplu un e-book de-al meu. Ești tu, sunt eu. Tine te cunosc 5.000 de oameni, iar pe mine 300. Tu ești din Cluj, eu sunt din Constanța. Fiecare avem followeri pe orașul ăsta. Fiecare dintre noi a reușit să-și construiască o bază de followers în baza ce am spus până acum. Te cunosc cu oamenii, le aduci mai multă valoare, au încredere în tine, vorbești mai bine cu ei, le dai informații gratuite în fiecare zi, apari în fața lor să le dai sfaturi. Eu nu am acces la baza ta de followers. Nu au ăștia încredere în mine ca eu să pot să le vând un e-book. Mai ales că suntem din orașe diferite, pur și simplu nu am cum să ajung acolo. Așa că aici intră parteneriatul în vigoare. Așa că uite cum poți tu deveni un afiliat de-al meu. Eu pot să-ți dau un link de afiliat direct la mine pe site ca tu să poți să-l share-uiești către baza ta de followers. Vorbești cu ei, uite ce e-book mișto am găsit, uite cum m-a ajutat, uite ce valoare mi-a dat, uite nu știu cum, uite nu știu ce.
Și am luat un exemplu simplu, dacă tu ai putea să vinzi la 10% din baza ta de followers, adică 500 de vânzări. Eu prin aceeași ecuație pot să fac 30 de vânzări, dar eu am produsul, tu ai baza de followers. Cum poți tu să faci bani de aici? Eu la fiecare e-book pe care tu îl vinzi pentru mine, îți dau 20% din valoarea cărții. 20% din fiecare e-book care să zicem că ar fi undeva la 5 euro, înseamnă 1 euro pe e-book tu îl primești de la mine pentru că mi-ai vândut cartea. Dacă faci 500 de vânzări, ai deja 500 de euro. Ăsta este un simplu exemplu. Tu poți să faci treaba asta și cu un produs de curățenie, de exemplu. Poți să faci treaba asta și cu un aspirator, dacă ți-a plăcut, l-ai luat, ai arătat către oamenii care te urmăresc și știu că au încredere în tine și le aduci valoare. Le arăți pur și simplu produsul. Asta face un afiliat. Mai la un singur e-book poți să faci treaba asta. Mai am încă vreo 3. Ar trebui să iei în considerare ce am vorbit până să ajungem aici, da? Câtă lume te cunoaște. Dacă nu te cunoaște nimeni și nu știi să faci nimic, mai ai de muncit. Aveți la mine pe site, în secțiunea Investește cu mine, două linkuri care puteți să vă băgați ca afiliați. Însă puteți să căutați și parteneri de genul ăsta. Bă, ai un produs, mi-a plăcut. Lasă-mă să fiu afiliat la tine. Vedeți pe cine puteți să convingeți. Nu trebuie să fie neapărat niște platforme care vă dau totul la gata și vă duceți la EMAG sau la Decathlon și faceți acolo reclamă. Puteți să funcționați și cu unii care v-au adus vouă valoare. Iar exemplul ăla cu baza de followers este doar unul din ele. Tu ai putea, de exemplu, să creezi propriul website. Dacă știi să faci website-uri foarte bune care vând, tu poți să iei produsul prin aceeași manieră, îl pui la tine pe website, știi să faci copywriting, știi să faci marketing, știi să construiești website-ul singur și pui produsul ăla și îl bagi acolo. Și apoi te descurci prin metodele tale de a face reclamă, dacă nu ești pe partea de social media. Două ar putea fi MLM-ul sau multilevel marketing. La fel, intrați aici la secțiunea Investește cu mine, aveți acolo un link către un partener de-al meu. Lifecare România este construit de Cristian Nețiu, cred că ați auzit de el. Este asemănător cu ăsta, doar că aici poți introduce oameni care muncesc alături de tine și vei produce și mai mulți bani pe lângă reducerea aia de 20% sau 30%, depinde cât oferă. Aici poți construi inclusiv o afacere în baza produselor care deja există la partenerul respectiv. Mai avem copywriting. Un text făcut cum trebuie, exact ce ziceam de website, poate să vândă mult mai ok decât ar vinde cineva într-un video. Aveți un link către un curs de genul ăsta care vă învață cum să faceți de la zero și pentru începători și pentru avansați și pentru freelancer și pentru antreprenori. Cursuri de dropshipping, de Amazon. Aveți inclusiv comunități care să intrați și să fiți ajutați, nu doar faceți cursul și... Dar nici să nu vă așteptați să luați un curs și după aia să trebuiască să stați așa și să vină bani. Nu. Deci munca începe de-abia după ce terminați și învățați chestiile astea. Exact ce am zis în prima parte. YouTube, la fel, este o sursă de venit foarte importantă în ziua de azi. Ales dacă înveți skill-urile astea, exact ceea ce fac și eu cu voi acum. Am învățat niște skill-uri, le aplic, fac bani cu ele, dar dau și mai departe pe YouTube. Și pe YouTube mai este încă o linie de venit. Acum să vă prezint pe scurt liniile mele de venit. Prima linie, Horeca, este mort totul, fiind pandemie, nu mai am linie de venit de aici. Înainte o aveam undeva pe aici, lunar. Momentan nu mai există. Până își revin lucrurile. Site-ul meu cu e-book-uri. Am 4 documente plătite și 4 documente gratis și lucrez la al 5-lea momentul ăsta. Ce fac cu e-book-urile astea? Învăț pe oameni să facă ce am vorbit mai devreme, ca și ei să facă bani, să-și dezvolte skill-uri, să iasă din rahatul în care sunt în momentul ăsta. Exact așa cum am ieșit și eu și am învățat să o fac singur. Și am ajuns pe luna decembrie până în data de 18 undeva la 2000 de euro în casări. Dar am dat peste 10.000 de comenzi. Nu am dat doar e-book-uri cu bani, am dat și o grămadă de e-book-uri gratis. Asta faci când aduci valoare. Înveți chestii, aduci valoare, convingi lume. Lumea o să prindă credere în tine, o să vadă rezultatele și ei și o să vină tot la tine să învețe, să muncească, să facă bani cu tine, etc. YouTube. O zis că și YouTube-ul este o metodă de monetizare foarte bună în momentul ăsta. La fel, pentru că am acumulat skill-uri și am muncit, încep să le dau inclusiv aici cu voi și am ajuns undeva în decembrie, undeva la 1000 de euro. O să vă fac la sfârșit de lună ca să vedeți exact cum am făcut ce am făcut și care sunt banii dați de YouTube. Pe marketing afiliat. Mai devreme v-am explicat ce înseamnă afiliatul. Am fost întrebat mereu de dropshipping, de Amazon, ce părere am, de copywriting, de marketing, etc. Așa că, decât să stau să creez eu de la zero produsele astea, v-am zis, am mers la jucători la care am văzut că sunt produse foarte bune și pot să le recomand mai departe și am făcut deal-uri cu ei. La fel și prin sistemul MLM. Am ajuns, să zic, undeva la 400 de dolari sau de euro. În primul rând, gândiți-vă că fac de 4 ani de zile ce am zis că fac. Am realizat ce greșeală am făcut pentru că eram doar pe o singură verticală, exact ce vă explicam la început. Și am început să-mi cresc și alte verticale, adică m-am dezvoltat pe orizontală, exact asta se numește. Am o orizontală din ce în ce mai lată. Momentan nu înseamnă cine știe ce, dacă facem un calcul sunt câteva mii de euro pe lună, însă se poate crește. Și orizontala și verticalele. Asta trebuie să faceți și voi. De exemplu, în curând se vor băga vizualizări plătite și pe TikTok la noi în țară. Momentan nu sunt. Iar eu am undeva la 8, între 8 și 10 milioane de vizualizări pe lună. Voi începe e-commerce-ul pe România, deja am găsit un partener, de fapt vreo 2, și de la anul o să dăm drumul la treabă. Se mai adaugă o verticală. O să intru inclusiv pe dropshipping, se mai adaugă o verticală. O să încep inclusiv consultanță pe business, 1 la 1, cu companiile, B2B.
se mai adaugă încă o verticală. Horeca își va reveni și va exploda. O să vedeți. Și pe lângă cele două concepte ale noastre pe care le-am dezvoltat, am mai luat încă unul, Ted's Coffee. Încă o verticală. Am început să mă documentez cum să investesc bani la bursă. Încă o verticală. Imobiliare. Încă o verticală. Dar toate astea au venit de la o verticală care în momentul s-a dat s-a cam prăbușit, însă asta nu va muri. Orice ar zice haterii, lucrurile își vor reveni. Dacă nu mor sau nu renunț, asta o să crească cel mai mult în viitor, pentru mine personal și pentru partenerii care investesc cu mine. Deci ca să sumarizăm frumoșilor, vă băgați într-o verticală de la început, exact cum v-am zis, băgați-vă în orice, nu contează. Eu m-am băgat în Horeca, nu că aveam o pasiune de Horeca sau știam eu cu ce se mănâncă, am intrat într-una din ele și am început să învăț. Am început să vorbesc mai bine cu oamenii, am început să cunosc mai bine oamenii, au început să mă cunoască oamenii, au început să mă cunoască și alți oameni, am început și încă o verticală și încă una, vorbesc cu și mai mulți oameni, vorbesc și mai bine, mă documentez și mai mult, învăț și mai mult, evoluez. Așa se întâmplă lucrurile. Dar durează ani de zile. Deci nu, de asta vă zic, nu contează în ce vă băgați. Faptul că stați și pierdeți timp, oare în ce să mă bag, nu are nicio relevanță. Pentru că oricum ți se schimbă gusturile și mai încolo o să vrei altceva. Ideea e să începi de acum în orice, orice ai la îndemână, un skill. Dacă nu-l ai, uite și fă-ți-l. Învață, ia-ți un curs, ia-ți niște cărți, învață să vorbești cu oameni, angajează-te undeva, livrează mâncare. Focusează-te după aia să fii cel mai bun pe meseria ta. După aceea te focusezi pe creat mai multe verticale de genul ăsta. Te dezvolți pe orizontal. Mulțumesc membrilor acestui canal care ajută canalul să crească și și-au investit inclusiv banii, nu doar timpul să se uite la aceste vloguri. O să-i vedeți în castingul de la sfârșit de clip, iar noi ne auzim data viitoare. V-am pupat!